Mergem la leu. Am înțeles. E, pentru ei vara asta, vara este, bine, vara e domeniul lor. Da, e Este o adevărat. perioadă favorabilă, trebuie să-și concentreze atenția asupra a ceea ce fac. Încă din primele zile vor fi extraordinar de vitali. Asta poate și datorită faptului că e și Marte, Soarele și Marte sunt într-un trigon la început de vară, trigon care le va ridica, cum spune o mingea la fileu. E de sugerat, sfatul, să termine lucrurile pe care le-au început, să nu le lase neterminate pentru că se apucă de altceva care li se pare mult mai important. Și aici și ei și vărsătorii, care semnul lor polar, să fie foarte atenți. Din punct de vedere profesional, aș spune că este o lună, o perioadă foarte bună pentru afaceri și afaceri în profesie și financiar. Deci, orice vor atinge, ca și cu bagheta minunată și legenda lui Midas, mitul lui Midas, pe ce pun mâna transformă în aur. Deci, au șanse să facă lucruri foarte multe. Iar în ceea ce privește dragostea, e bine, din punct de vedere sentimental, se pare că relația lor va cunoaște o nouă dimensiune sau, dacă sunt singuri, vor trece prin proba unei evoluții neașteptate. Își vor găsi un partener care este posibil să devină partener de viață. Și Iată, spre asta deosebire este de spre celelalte zodii, celelalte semne, cei din ceea ce leu își pot este găsi foarte jumătate. important. Putem spune același lucru și despre cei din La fecioară? fecioară, măi, da, pentru că și pentru ei vara va fi destul de reușită, în special vorbesc de lunile iunie și august și începutul lunii septembrie, care este de fapt perioada lor, când el va munci pentru sine. E ca și cum ar face un duș cu apă rece, se trezește deodată, frate, dar am făcut bine ce am făcut. Dar până acum, de ce n-am văzut că există o hibă, eu știu, în relația cu un coleg sau ceea ce trebuia să fac la serviciu, de nu-mi ieșeau mie lucrurile? E bine, pentru ei lucrurile vor merge, aș spune, într-un ritm alert. Dar în același timp le-aș sugera un lucru la care vreau să mă opresc în mod special în vara asta, este sănătatea. Să fie foarte atenți la problemele digestive, aș vrea să fie foarte atenți la problemele intestinale. Este un lucru pe care, culmea, la celelalte semne nu le-am văzut atât de acut cât le-am văzut în semnul fecioarei. De asemenea, vor trebui să-și schimbe maniera de lucru în rutina la locul de muncă. Ei sunt nativi care rezistă să lucreze sub presiune foarte bine. Ei bine, s-ar putea vara asta să nu prea mai reziste la această presiune și să mai dea și pe din afară. Vor fi nevoiți să se confrunte cu ei înșiși, cu ceea ce au făcut până acum și brusc, iată că deodată lucrurile se întorc ca și cum s-ar întoarce împotriva lor, dar nu se întorc împotriva lor. Ei n-au văzut că lucrurile au luat-o pe un alt drum. Apropo de închiderea ciclului chironian, foarte multe fecioare vor fi puse în situația de a alege altceva, de a face ceva nou. Și în relații se întâmplă asta? Să știți că și în relații s-ar putea să se întâmple treaba asta. Sunt capitole care trebuiau de mult închise, relații care de mult trebuiau finalizate, vor fi finalizate în vara asta. Și în cazul celor din balanță, ce se Pentru întâmplă? balanțe, mai la balanțe se întâmplă o chestie foarte interesantă, pentru că vor fi foarte dinamici. Ei nu prea sunt balanțele nu prea sunt dinamici, nu sunt ca vărsătorii sau ca gemenii care au tot soiul de chestii și tot timpul sunt pe drumuri și tot timpul fac și tot timpul. Nu, ei bine, în vara asta vor face ceva memorabil. Acum depinde din ce perspectivă o să mă întrebe acum, va fi ceva favorabil. Pentru unii va fi din punct de vedere sentimental, pentru unii din punct de vedere financiar, pentru unii din punct de vedere afacerilor. S-ar putea care să-și lase locul de muncă și să apuce să lucreze pe cont propriu. Va fi o vară memorabilă așadar pentru Așa, cei deci din va fi o balanță? vară memorabilă pentru ei. Să fie însă și lor li se cere să fie foarte atenți la problemele de familie, cum li se cerea și gemenilor. Ei oricum discută altfel cu cei din familie, nu este predispus la un tip de gândire greșit, ei iau deciziile echilibrat, pentru că la ei ambele emisfere cerebrale sunt în echilibru, adică ar trebui să fie.
În ceea ce privește partea profesională, vom observa că soarele îi va ajuta. Asta este foarte bine. Mercur, care ar trebui să vină să le aducă idei, va acționa neutru pentru foarte multe semne. Surprinzător, Mercur, care este un semn al mentalului și este o caracteristică, dacă vreți, de bază pentru ei când acționează pentru semnele de aer, iată că în vara asta va fi, nu i se va simți prezența așa cum ar trebui să îi se simtă, plus să nu uităm că în vara asta și el va intra în retrogradare, plus în vara asta vom avea trei eclipse. Să nu uităm eclipsa din Rac, de pe data de 13, să nu uităm pe aia și pe alea din Leu. Leu și, da, din Leu, ambele vor fi în Leu. Relațiile Deci, cum vor fi pentru cei din balanță? iar pentru cei din balanță, îi spune că se pot concentra pe iubire vara asta. Cei care sunt singuri, la fel ca și fecioarele, își vor găsi jumătatea. Sau vor găsi cel puțin un partener cu care să comunice. Facem o scurtă pauză acum, revenim în câteva momente cu următoarele zodii. Se pregătesc, bineînțeles, cu mare atenție, cei din Scorpion, să vedem ce le pregătesc Ăștia-s prietenii astrele noștri, da. în câteva momente. Înțeleg că va fi bine și pentru Oi, oi, dar ce de energici cor să-i sperie. Cei din Scorpion care vor avea o Care perioadă foarte spunea că activă. foarte, foarte dinamică, pentru că vor deborda de energie. Și fie își canalizează această energie, cum spuneam, povesteam noi aici la pauză, prin, eu știu, sport sau ceva, sau pur și simplu prin sex, că Ah, ei sunt e și asta o maestri, e și activitate, asta o sigur. activitate. Înseamnă că nu trebuie să se supraîncarce nici emoțional și nici intelectual, pentru că își vor crea numai probleme. Deci trebuie să facă ceea ce știu ei să facă în ritmul lor. Acționează conform propriilor principii, sfaturile terților, fără niciun suport, îi vor deruta, dar imediat își revin și spun, stai un pic, că ăsta nu are intenții bune dacă mi-a spus să fac așa. Deci are intuiție. Are intuiție. Din punct de vedere profesional, realizări extraordinare, vor fi capabili. Bine, când nu știu scorpionii să-și rezolve problemele financiare, întreb. Au ăștia o mână la făcut bani de nu se poate. Ei bine, vara asta va fi foarte bună pentru ei, din punctul ăsta de vedere. S-ar putea să intre unii dintre ei în conflict cu sistemul și să mai ajungă pe undeva să dea cu subsemnatul. Asta e fără niciun apropo. Pur și simplu, Dar sunt mulți sunt în zodiile mulți astea. în situații de genul ăsta. Au un comportament foarte ciudat pentru că ei, prin tot ceea ce fac, își ating scopurile și multă lume nu înțelege cum naiba reușesc să facă treaba asta. Uite, o fac foarte bine. N-ai ce să le impuți. Ei își fac doar treaba și cu asta gata. Din punct de vedere sentimental, spuneam că va fi o vară foarte reușită pentru ei. Activă, da. Bărbații Scorpion sunt sfătuiți să se țină bine. Nu au mai experimentat o astfel de creștere de testosteron de foarte mult timp. Asta eu n-am mai auzit-o de când veniți și vă prezentăm horoscopul, chiar e ceva ieșit din comun. Este așa că și astfel îi sfătuiesc să nu se repeadă cu capul înainte, să se gândească ce au de făcut. Că tot așa se Că tot despartă multe așa se lucruri, vor da? întâmpla lucrurile. Cei care sunt căsătoriți ar fi bine să-și petreacă mai mult timp cu familia, deci să noi, iar femeile Scorpion s-ar putea să aibă parte de o oportunitate unică și că o vor mirosi, o vor simți, știu ce au de făcut și e bine și ceea ce își doresc și atunci să nu piardă o asemenea ocazie. Oportunitatea poate fi afectivă, sentimentală, profesională, oricum o mare oportunitate. Trecem mai departe la săgetători. Da. Pentru ei